creșterea nu este doar despre schimbările de ordin psihologic ale unei femei. Aducerea pe lume a unui copil își lasă inevitabil amprenta și asupra aspectului fizic și dacă majoritatea proaspetelor mămici lasă recuperarea pe seama timpului, altele apelează la operațiile plastice. Solicitarea pacientei de a face operație estetică după ce a trecut printr-o naștere și sarcină este destul de logică, pentru că în timpul sarcinii, corpul organismului uman, feminin mai ales, trece prin schimbări fiziologice. După ce femeia alăptează, deseori apare așa numitul fenomen, cunoscut în medicină ca sânul gol, care este calificat drept un defect de ordin estetic și poate cauza complexe tinerelor mămici. La fel, după naștere, pielea în zona abdomenului devine zbârcită, iar mușchii își pierd din elasticitate. O reconstrucție mamară, o readucere a glandei mamare în condiție estetică inițială și o abdomenoplastie, deci aducerea condiției de abdomen, iarăși la condițiile inițiale, permite să facem printr-o intervenție estetică organizată într-o singură ședință de anestezie. În cazul în care femeia va opta pentru o abdominoplastie și va dori să obțină un rezultat impecabil, va trebui să țină cont de unele condiții și chiar restricții despre care va fi informată în prealabil de medicul chirurg. Dacă totuși apelați la o abdominoplastie estetică, timp de un an de zile, 12 luni, să vă obțineți de la sarcini și naștere. Protagonista reportajului nostru a născut 2 copii, iar schimbările care au apărut în consecință au afectat-o. După sarcină s-a lăsat pielea și la piept și la burtică. Am avut burtica destul de mărișoare și cam nu mă aranjează. Nu era posibil cumva prin frecventarea salei de sport să rezolvați? Nu, că am încercat. Am încercat și personal, după prima sarcină și acum, după a doua, tot. Dar oricum, nu se mai recuperează. Kilograme le-am dat jos, pielea au rămas. Pe mine e un pic psihologic, aș spune. Complexe, da. Pacienta se află deja în sala de operații, anestezia este efectuată, iar doctorii sunt prinși în pregătirea intensivă pentru intervenția chirurgicală. Sunt mai multe metode de a introduce implantul în sân. Una dintre cele mai populare este de a-l fixa sub piele. De facto, aceasta este o tehnică ușoară, dar mai puțin eficientă, spun medicii. Există însă o alternativă. Dacă vorbim de perspectivă, atunci e mai bine să faci metoda submusculară, care e un pic mai dificilă tehnic, dar ca beneficiu e mult mai avantajos. De fapt, într-o operație de reconstrucție mamară, implanturile reprezintă unele dintre cele mai importante elemente. Iată de ce beneficiarul împreună cu medicul le vor alege cu minuțiozitate și în cunoștință de cauză, pentru ca ulterior să evite efectele adverse. Deci noi am ales împreună cu pacienta, am ales să arate sânul anatomic normal, fără exagerări de volum sau formă. Am ales să fie un implant de producție germană, europeană, certificat în Statele Unite și în Europa și cu garanție de 25 de ani. Cât despre abdominoplastie, pacientei i s-a retras excesul de grăsime, iar mușchii abdomenului au fost readuși în poziția lor inițială, așa cum erau înainte de sarcină. O intervenție de acest fel durează în jur de 5 ore.